Congratulations on the win yesterday. A win like that, how much confidence does that give you going into the next two matches? Cât încredere? Da, știu, da. Răspund în română. Cum vrei tu? Bun. Da, e o încredere foarte mare. Ne bucurăm că am câștigat primul meci. Ăsta a fost și scopul, să începem foarte bine primul meci din grupă. Și yes, I will translate for him because it's not possible to get in English. It's possible, but my English is not so good. Let's try. That's why we go in this way. Yeah, I'm sure it's good. Okay. The confidence, I think it's very good. We start how we want the first game in the group stage, and we will go with this confidence forward. And just a last question. Did you watch the Belgium game? Were you surprised by the result? And what do you expect of them going into the next match? Yes, I watched a little bit the game because we celebrate a little bit in the dressing room and the game started before. But now we spoke with the coach and they put in our I don't know how to say our page, our group, the last game. Thank you. Welcome. English is fine. Thank you. Thank you. More than fine. Adi, cum a fost aseară? A fost primiți la gară de oameni, de fani în fața hotelului? A fost foc de artificii? Cum ai trăit momentele astea? Da, un moment incredibil. Am visat la așa ceva. Mă bucur enorm că am câștigat primul meci. Ne bucurăm pentru toți suporterii și sper că în continuare să-i bucurăm. Adi, felicitări în primul rând. Vreau să întreb, ar fi fost mai bine să câștige Belgia sau e mai dificil pentru aceea Slovacia? Cum vezi situația? Da, pot spune că a fost o surpriză, dar fotbalul este imprevizibil, iar Slovacia a făcut un meci foarte bun, s-a apărat foarte bine și, cum am spus, fotbalul este imprevizibil și sper ca și noi să facem la fel un joc bun, să ne apărăm foarte bine, să fim organizați și agresivi și de ce nu și noi putem să îi învingem. Ce rezultat va fi convenit mai mult? Poate victoria Belgiei să fie mai deplasează în al doilea meci? Când joci pentru națională, nu cred că este vorba, nu poți să intri relaxat. Cel puțin pe noi ne interesează jocul nostru, nu prea mă interesează rezultatele din celelalte partide. Dacă ne avantajează, sigur, e bine. Crezi că e posibil să fie mai greu de acum încolo pentru voi, după acest succes, lumea să vă ia foarte în serios, să vă trateze diferit și să vă îngreuneze misiunea? Da, pot spune că ne va fi greu pentru că a fost și până acum a fost o presiune, dar acum am mulțumit-o, am surprins o grămadă, chiar și pe voi pot spune că v-am surprins, dar sper ca în continuare să producem rezultate și să ne atingem scopul. Dacă ți-ar fi spus cineva înainte de meci că bateți cu 3-0 Ucraina, ce ai fi zis? L-aș fi crezut. Da? Da. Pentru că... Așa mare încredere? Da, încredere am avut-o mereu. După cum știți și în urmă cu 5 ani la campionatul european în 2021, am spus că nu mi-e frică de absolut nimeni. Sunt o persoană mai emotivă, așa, nu-mi place să vorbesc eu foarte mult, dar când intru pe teren, împreună cu colegii mei, am în spate pe ei, chiar nu ne e frică de nimeni și... Ne putem duela cu orice adversar. Cum se gestionează euforia unui succes de genul ăsta așteptat atâta timp, mai ales în perspectiva meciului cu Belgia, care acum e un animal rănit înainte de meci? Da, euforia a fost mare ieri după meci, dar astăzi dimineață ne-am trezit și trebuie să fim echilibrați, trebuie să fim conștienți că am câștigat doar un meci, primul meci din grupă și, cum am spus, o trebuie să fim echilibrați și să tratăm toate meciurile cu maximă seriozitate, cum l-am tratat și pe primul. I-a citit foarte bine pe Ucraina. Da.
știți, se punte slave și a de belgenilor și a de slovacilor pentru următoarele două meciuri. Da, noi am respectat indicațiile selecționerului. Am încercat să facem tot posibilul să respectăm tot ceea ce ne-a zis înainte de meci. În legătură cu punctele slabe ale belgenilor, nu pot să vă dau prea multe detalii. o să vorbim după meci. Nu ați vorbit deja? Sau ați început deja analiza? Am început analiza, dar cum am spus-o și dânsului, abia astăzi ne-a urcat pe platformă meciul Slovaciei și urmează să analizăm mai mănunte. Adi, unul din mesajele selecționerului Edi Ordănescu, cu 24 sau 48 de înainte de startul partidei, a conținut un pasaj care spunea ceva de genul: suntem pregătiți, dacă va fi să iasă așa cum ne dorim, nu e nimic surprinzător pentru mine. Dacă va fi adminteri, practic se pune el scurs și și-asumă rezultatul. A apărut cumva ciudat la momentul acela mesajul, cumva un exces de curaj, să spunem așa. Felul în care am câștigat, nu neapărat faptul că am câștigat, chiar n-a fost deloc surprinzător pentru tine sau pentru colegii tăi? Da. Cum am spus-o, eu am avut mereu încredere în echipa mea. Mereu ne-am văzut de drumul nostru, încercăm să în continuare să mergem pe același drum, să fim echilibrați, să fim serioși și această unitate, acest spirit de echipă să meargă mai departe, pentru că România merită și ați văzut și dumneavoastră, când ai 40.000 de suporteri în spate, e greu să ne învingă cineva. Adi, spune-mi, te rog, ce v-a transmis selecționerul acum, după ce e euforia trecută? Ce am spus-o și mai devreme, ne-a spus să fim echilibrați, să fim conștienți că a fost doar un meci. Într-adevăr, este o victorie istorică, este a doua, mi se pare, la un campionat european. Dar, cum am spus-o, să fim echilibrați și să avem curaj. Ai vorbit prea puțin despre momentul intrării tale, cum ai simțit înainte de a intra pe teren ieri și aș vrea să ne spui un pic și ce ai simțit când ai intrat pe Fußball Arena și ai văzut acea mare galbenă și dacă te așteptai să fie în modul cum s-au comportat suporterii români, au fost efectiv fantastici. Da, cum am spus-o și mai devreme, sunt o persoană emotivă, nu știu, și la IM, cum au cântat toți suporterii, mi-au dat lacrimile. Înainte să ieșim pe teren, la fel cum a vorbit mister, cum ne-a motivat, când ne-a zis că sus în tribune meciul e deja câștigat, urmează ca noi pe teren să demonstrăm. Iar intrarea mea abia am așteptat, nu știu, am făcut pe margine niște sprinturi încât nici nu mi-am dat seama dacă am obosit sau nu. Gen, iar zidul ăla galben din spatele porții, nu știu, ceva incredibil. Mi-a dat o energie incredibilă. Voiam altă întrebare, de mi-a dat ideea asta cu sprinturile tale. S-au contabilizat? Pentru că mulți jucători care s-au făcut și s-au contabilizat sprinturile acelea de pe margine mare. Da. Întrebarea era legată de sintagma aceasta, generația de suflet, care ne-a surprins plăcut pe toți când l-am auzit pe Edi Ordănescu la conferința de presă. Voi ați auzit-o înaintea noastră? Vi s-a zis, Edi, v-a zis că voi sunteți generația de suflet a României? Sau ați auzit-o și voi după? După am auzit-o și eu, dar după cum intrăm pe teren la fiecare meci, cu sufletul, cu spiritul de echipă, cu unitatea, cred și eu că putem să o numim generația de suflet, pentru că punem mult suflet în ceea ce facem și sper ca să se vadă și, cum a spus-o și dânsul, Dumnezeu ne răsplătește. Mulțumesc frumos!